da, uite ce să fac, am fost la un interviu. Da, da, acum am întors de acolo și ce să spun, ce am făcut, ce să fac? Bine, bine, sigur că bine, eu numai bine știu să fac. Dar să-ți povestesc, deci fii atentă, am, cum să-ți spun, am refuzat un job de 1000 de euro. Care? Fie vorba între noi? Uite, vă așa atribuțiile, fată. E cum mi-am dat seama? Stai că-ți povestesc de la început. Mă duc. Intru. De fapt, nu intru, stai. Era un portal la port, am trecut de portal, am intrat în primul birou, am trecut de secretar, am dus... Bine, nu vrei să știi toate astea. În fine, cert este că ajung în fața unui birou. Și așa... M-au zis, și a stat pe ușa asta, sunt dragon, să face voi, în fine, și am intrat, sigur că am bătut, da, întâi am bătut, am intrat și am ieșit. Păi da, am ieșit pentru că mi s-a părut că ce se întâmplă acolo nu era, parcă nu eu trebuia să ajung acolo, nu știu, am vorbat care se uita la niște filme, o să nu fie. Ok, și am reintrat, da? Bun. Și așa m-am uitat, îmi spune, ia loc. Totuși, fata, erau o grămadă de scaune, fata, nu știam unde să mă așez, cum se spune. Păi, m-a trebuit să mă așez față în față cu el, că da, adică... m-am așezat și, știu, omul așa a început să se măsoare, fata, mă măsura așa, parcă avea la el în privire, toată privirea lui, fata, parcă era o ruletă de-asta de măsurat, cum îi zice, fata, de-aia de la... Da, și m-am simțit așa, da, Andreea, sigur că, a? Nu m-am dus machiată strident. Nu, și părul, da, l-am avut prins așa frumos într-un coc, da, pantofii, clasici. Sigur, da, pantofii, sigur, au fost pantofi clasici, cu niște aripi, da, ăsta, nu, ce ai auzit? Ce aripi, fată, te gândești mai la zburătoare? Pantofi, stiletto frumos, negri, bluziță albă, sigur că da, albă, foarte, nu, nimic sexy. Deci nimic. Eram mamă, parcă eram o secretară de aia bătrână de 70 de ani. Da, așa arătam. Așa, și adică arăt, în sensul că acum am venit de acolo, da. Da, deci cu părul prins, cu bluziță albă, cu o fustă lungă, fată, era așa, era lungă până pe mânta, fată. Nu trebuia să fie până de desubtul genunchiului. Fata, nu mai țin minte, da, cred că era până de desubtul genunchiului, da, bluză albă și fustă neagră și ce mai vrei. Așa, da, nu, nimic strident, arătam, parcă ieșită din cutie, fată, așa, și lasă-mă să-ți spun, te-am sunat să-ți spun, ascultă, da, și stăm noi așa, față în față și... Știi, la un moment dat, adică, omul saliva. Da. N-avea pentru ce crede, mamă. Nu, fată, nici ruj nu mi-am pus, poți să crezi. Da, eram așa, nici rimel, fată, nimic, absolut nimic. În fine, așa, și stau eu așa și mă uit și stă el și se uită și ne uităm unul la altul și mă uit și se uită și ne uităm unul la altul. Aștept, înțelege, că și eu aștept. Și el așteaptă. Și amândoi așteptăm. Ce așteptăm? Îl întreb. Ce? El zice mai exact... Și așa cum măsurătorile... Mai exact zice, mă gândesc la ce departament să te pun. Tu nu știam cum un job are atâtea... Departamente? Ce s-a alea fata departamente? Că eu n-am lucrat în viața mea! Hă? Zici că
fată, parcă zici că te duci la închisoare și să aleagă în ce celulă să te pună, cum în departamente. A, tu ai lucrat și știi. Și mă așteptam la răspuns. Da, 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 așa, și m-a luat el așa frumos și m-a dus să văd de... A, da, da, femeie, da, departamentele. Așa, și zice, aici e comercialul. Aici se vând lucruri, nu? Și aceea... Da, se vând lucruri pentru tine, se vând. Fata, nu știu, vorbea cu mine cam ciudată, că nu am prins care-i treaba. În fine, mergem mai departe, zice, uite, aici e personalul. Gândește-i personalul de serviciu, zic, nu știu ce, care personal, care personal. În fine, trecem mai departe, zice, uite, aici să fac asta, aici marketing, aici nu știu ce, aici nu știu ce. Fă, grușul, toată seriul ăla, erau 50 de departamente, fata, de câta firma. Da, da, multinațional. Cu siguranță, ce păcate e aia multinațională. Da. Tu știi, tu ai lucrat acolo. Mai multe. Există mai multe firme multinaționale. Andreea, numai tu le știi pe toate. Numai tu le faci pe toate. Ok, trecem peste asta, să mă femeie să-ți povestesc. Bun. M-a dus, am văzut, zice, alegeți. Ce sunt ea? Zici că mă punea să-mi aleg așa, ce să mă îmbrac de seară, ce știu eu, ce știu eu, ce știu eu, ce știu eu să fac, ce știu eu să-mi aleg? Da. Nu știu mai nimic, într-adevăr. Ești o prietenă foarte bună. Lasă-mă pe mine să spun asta, nu spune tu că nu știu mai nimic. Da, femeie. În fine, cert este că la un moment dat merg și merg și merg și merg și merg între departamente, așa, știi, mergeam de la un departament la altul și la un moment dat trebuie să spun. Nu vezi ce fac eu? A, am uitat peste la telefon. Da, femeie, mă trezesc cu o bucată palmă. Păi, o bucată... Vreau să spun femeia așa ceva. Dacă ne ascultă vreo cu prin telefon. Rău, mă trezesc cu ceva pe altceva. Îmi strânge. A, scuba. Nu înțelegi ce vorbesc. Fii atentă încă o dată această asta. Mă trezesc cu o bucată. Strânge și eu... A, atât de bine. Hai, fata, mă trezesc cu o palmă de-a lui pe fundul meu! În fine, da, și eu, adică am sărit, am speriat în pisiciu. Mamilor, mă zic, că nu aștept să mă duc la un interviu și să mă pipăiască careva. Da? Așa. Și momentul ăla, ce era să fac eu? A? Era să mai mi-aleg ceva de acolo? Am ales să plec, femeie! Fix, eu nu și-am curat. Știi ce-mi strigă în urma mea? Domnișoară! Domnișoară! Să știți! Mă ofer! Ce mi-o oferi, omule? Greață! Aia mi-o oferi! Și plec, fata, și în urma mea mă oferă 1000 de euro! 2000 de euro! 3000 de euro! Și era... Uitându-mă la măștii cu disperare! Și fata, nu puteam opri. Fata, auzeam niște sume, dar nu mă puteam opri. Adică, bune, am ajuns chiar așa? Și era mea acolo la licitație, cu cât făceam niște pași în plus, cu atât mai mult, creștea suma și iar creștea suma. La am zis, până aici, s-a judecat. Suma este că plec. Și am plecat femeie. Da. Ce? I-am pierdut oportunitatea. Ce oportunitate? Andreea, vorbești prostii. Eu sunt o femeie serioasă. Ți-am spus și ți-o repet. Doi prieteni la activ și atât. Cât e? Trei. Ești prietena mea cea mai bună. Da? Pup și ne mai auzim. Pa, pa, femeie. Pa, pa. Mă duc să mai dau un minut.